Așa că, zise bunila, care, după cum v-ați dat probabil seama, era cel care le spusese povestea celor patru copii așezați în iarbă, în ceea ce mai rămăsese din sala cea mare a castelului, mi-am pus un cotru de pâine în buzunar, am lăsat toate armele cu excepția pumnalelor și am pornit-o de vreme în zori spre pădure. Mă furișam printre copaci de mai multe ore când am auzit un sunet cum nu mai auzisem niciodată. N-am să-l pot uita niciodată. Se umpluse întreg văzduhul. Era un zgomot puternic ca un tunet, dar dură mult mai mult. Era plăcut ca o melodie care plutește deasupra unei ape, dar atât de puternic încât se cutremură pădurea. Și atunci mi-am zis în sinea mea, dacă ăsta nu e cornul, atunci eu sunt iepure. O clipă mai târziu m-am întrebat de ce nu suflase până atunci. Cât era ceasul? Îl întrebă Edmund. Era între 9 și 10, spuse bunilă. Exact când eram noi la gară, spuseră copiii, privindu-se cu ochi strălucitori. Continuă, te rog, îi spuse Lucy piticului. Cum vă spuneam, m-am întrebat de ce de-abia atunci, dar mi-am văzut de drum. Am mers toată noaptea, dar când aproape se luminase de ziua, azi dimineață, n-am avut minte nici cât un uriaș și am luat-o, la risc, pe o scurtă tură drept peste câmp. Și am fost prins, nu de armată, ci de un bătrân nebun și îngânfat care păzește un castel micuț, ultimul bastion al lui Miraz dinspre plajă. Cred că nu e nevoie să vă spun că n-a reușit să afle nimic de la mine, dar era destul că sunt pitic. Norocul meu a fost că bătrânul era și prost și fudul. Oricine în locul lui m-ar fi omorât pe loc. Dar el a vrut neapărat o execuție în stil mare, să mă ducă la stafii cu toată ceremonia de rigoare. Și tocmai atunci, această tânără domniță arătă spre Susan, trage cu arcul. Și dați-mi voie să vă spun, trage bine. Așa că iată-mă aici cu voi, fără armură, fiindcă mi-au luat-o, firește. Tăcu și-și umplu din nou pipa. Dumnezeule mare, făcu Peter, deci cornul tău, Su, ne-a smuls de pe banca de pe peron ieri dimineață. Aproape că nu-mi vine să cred și totuși totul se potrivește. Nu văd de ce nu poți crede, spuse Lucy, de vreme ce crezi în magie. Nu sunt atâtea povești despre oameni care au trecut dintr-o lume în alta? E puțin cam neplăcut să știi că poți fi chemat așa de oriunde, spuse Edmund râzând. E mai rău decât să fii la cheremul telefonului, cum spune tata. Noi vrem să fim aici, nu? Dacă ne cheamă Aslan, spuse Lucy. Până una alta, spuse piticul, ce ar trebui să facem mai întâi? Cred că mai bine mă întorc la regele Caspian și spun că n-a sosit niciun ajutor. Niciun ajutor? Întrebă Susan. Ei, uite-l! Am venit. Da, mă rog, sigur. Văd că ați venit, spuse piticul, a cărui pipă părea să se fi înfundat. Sau, în orice caz, el părea foarte ocupat să o curățe. Dar, adică, nu ți-ai dat încă seama cine suntem? Strigă Lucy. Presupun că sunteți cei patru copii din poveștile de odinioară, spuse bunila. Și îmi pare bine că v-am cunoscut. Fără îndoială, e foarte interesant. Dar... fără supărare, ezită el din nou. Spune ce ai de spus, zise Edmund. Bine, da, fără supărare, spuse bunil. Știți, regele și mâncă trufe și doctorul Cornelius se așteptau la... Înțelegeți ce vreau să spun, la ajutor. Cred că-și imaginau că sunteți mari luptători, dar așa... Ne plac foarte mult copiii, dar acum, în timp de război, sunt sigur că înțelegeți ce vreau să spun. Vrei să spui că nu suntem buni de nimic, strigă Edmund roșu la față. Vă rog mult, nu vă supărați, îl întrerupse piticul. Vă asigur, micuții mei prieteni.
E puțin cam mult ca unul ca tine să ne facă micuți, spuse Edmund sărind în picioare. Presupun că nu crezi că noi am câștigat bătălia de la Beruna. Ei bine, poți spune ce vrei despre mine, eu știu. N-are rost să ne ieșim din fire, spuse Peter. Hai să-i dăm o armură nouă și să ne găsim și noi armuri jos în tezaur. Mai vorbim după aceea. Nu înțeleg, începu Edmund, dar Lucy îi șopti la ureche. N-ar fi mai bine să facem ce ne spune Peter? El este regele cel mare și cred că i-a venit o idee. Așa că Edmund fu și el de acord și la lumina lanternei lui coborâre toți împreună cu bunilă în întunericul rece al minunatului tezaur acoperit de praf. Piticului începură să-i sticlească ochii la vederea bogățiilor care se aflau pe rafturi, deși trebuia să se ridice pe vârfuri să poată vedea, și mormăi în sinea lui: Sfrederic nu trebuie să vadă asta niciodată, niciodată! Îi găsiră repede o cămașă de zale, sabie, coif, arc și o tolbă de săgeți, toate micuțe. Coiful era din aramă împodobit cu rubine, iar mânerul sabiei era suflat în aur. Bunilă nu mai văzuse și nici nu mai purtase asemenea bogății în viața lui. Își puseră și copiii cămăși din zale și coifuri. Găsiră o sabie și un scut pentru Edmund și un arc pentru Lucy. Susan și Peter aveau la ei, firește, darurile. În timp ce urcau pe scară, cu zalele zângănind, arătând și simțindu-se tot mai narnieni și tot mai puțin elevi de școală, cei doi băieți rămaseră în urmă să pună ceva la cale. Lucy îl auzi pe Edmund spunând: Nu, lasă-mă pe mine, o să fie și mai rușinos pentru el dacă îl înving, iar dacă pierd, va fi o rușine mai mică pentru noi. Bine, Ed, spuse Peter. Când ajunseră sus la lumina zilei, Edmund se întoarse spre pitic și spuse foarte politicos: Aș vrea să te rog ceva. Copiii nu au prea des ocazia să întâlnească mari luptători ca tine. Vrei să te duelezi cu mine? Ar fi foarte drăguț din partea ta. Dar, băiete, spuse bunilă, săbiile astea sunt ascuțite. Știu, spuse Edmund, n-o să mă apropii prea tare de tine, iar tu ești suficient de priceput să-mi iei sabia fără să mă rănești. E un joc periculos, spuse bunilă, dar dacă vrei cu tot din adinsul, bine. Cele două săbii fură scoase din teacă într-o clipă, iar ceilalți trei copii săriră de pe podium urmărind duelul. Și chiar aveau ce urmări. Nu era un duel stupid cu săbii, cum sunt cele pe care le vedeți la teatru. Nu era nici ca duelurile cu florete, pe care poate le-ați văzut vreodată. Acesta era un duel adevărat. Cel mai important lucru este să încerci să lovești picioarele adversarului, fiindcă sunt singura parte care nu este apărată de armură. Iar când el încearcă să te lovească la picioare, sari astfel încât să lovească sub ele. Acest lucru îl avantaja pe pitic, fiindcă Edmund, fiind puțin mai înalt, trebuia să stea mereu un pic aplecat. Nu cred că Edmund ar fi avut vreo șansă dacă s-ar fi duelat cu bunilă cu 24 de ore mai devreme. Dar aerul din Narnia începuse să-și facă efectul asupra lui, așa că îi veniră în minte toate luptele de odinioară, iar brațele și degetele începură să-și recapete iscusința de altă dată. Era din nou regele Edmund. Cei doi luptători săreau în cerc, dând o lovitură după alta, iar Susan, căreia nu-i plăcuseră asemenea lucruri niciodată, strigă: Te rog, fii atent! Atunci, atât de repede încât nimeni n-ar fi putut vedea când s-a întâmplat, dacă nu s-ar fi priceput ca Peter, Edmund își roti sabia în aer, din încheietura mâinii, piticului îi zbură sabia și începu să-și frece mâna ca după o lovitură cu bătătorul de cricket. Sper că nu te-am rănit, micuțul meu prieten, întrebă Edmund, gâfâind ușor în timp ce își punea sabia în teacă. Înțeleg, spuse bunilă pe un ton sec. Știi o șmecherie pe care eu n-am învățat-o. Exact, interveni Peter.
chiar și cel mai bun spadasin din lume poate fi învins cu o șmecherie pe care n-a învățat-o. Cred că ar fi corect să-i dăm lui Bunilă încă o șansă. Vrei să te iei la întrecere cu sora mea? La tras cu arcul? La trasul cu arcul nu sunt șmecherii. Aha, înțeleg, vă arde de glume, spuse piticul. Ce, eu n-am văzut cum trage azi dimineață? Dar ca să nu ziceți, o să încerc. Vorbise pe un ton aspru, dar începuseră să-i sclipească ochii, fiindcă era un arcaș renumit printre ai lui. Ieșiră cu toții în curte. Care să fie ținta? Întrebă Peter. Cred că mărul acela de pe creanga care atârnă deasupra zidului. Ar fi o țintă bună, propuse Susan. Perfect, copila mea, spuse Bunilă. Cel galben de lângă mijlocul bolții? Nu acela, spuse Susan. Cel roșu de deasupra. Cel de deasupra parapetului. Peticul fu dezamăgit. Arată mai degrabă a cireașa decât a măr, mormăi el, dar nu spuse nimic cu voce tare. Dă dură cu banul să vadă cine trage primul, spre marea mirare a lui Bunilă, care nu mai văzuse așa ceva, și Susan pierdu. Urmau să tragă de pe ultima treaptă a scării care ducea din sala mare în curte. Fu clar pentru toți, din modul în care peticul își luă poziția și își pregăti arcul, că se pricepe. Arcul zbârnâie. Peticul trase excelent. Mărul cel micuț se cutremură când săgeata a trecut pe lângă el. Căzu o frunză plutind în aer. Fu rândul lui Susan apoi să meargă pe scară și să-și pregătească arcul. Nu-i făcea plăcere să lupte împotriva peticului, nu pentru că s-ar fi temut că n-o să nimerească mărul, ci pentru că era atât de bună la inimă, încât îi era milă să învingă pe cineva care mai fusese învins odată. Peticul o urmărea atent cum își aranjează săgeata. O clipă mai târziu, auziră o bufnitură ușoară. Mărul căzu în iarbă cu săgeata lui Susan înfiptă în el. Bravo, Su, strigară ceilalți copii. N-am tras mai bine ca tine, îi spuse Susan peticului. Cred că a bătut un pic vântul când ai tras tu. Nu, n-a bătut, spuse Bunilă. Nu îmi spune asta. Știu când am fost învins pe drept. N-am să spun nici măcar că m-a ținut puțin rana de la cap. Cum? Ești rănit? Întrebă Lucy. Lasă-mă să văd și eu. Nu e pentru copii, începu Bunilă, dar apoi se controlă. Iar vorbesc ca un prost. Presupun că ești un doctor tot atât de bun pe cât de bun spadasin este fratele tău sau pe cât de bun arcaș este sora ta. Se așeză pe trepte, își scoase cămașa de zale, apoi cămașa, lăsând să se vadă un braț păros și musculos ca al unui marinar, deși nu mai mare ca al unui copil. Umărul fusese pansat fără prea multă pricepere. Lucy începu să-i scoată bandajul. Tăitura părea destul de serioasă și se umflase mult. Oh, bietul de tine, spuse Lucy, ce groaznic! Turnă apoi cu mare băgare de seamă o picătură din sticla pe care o avea. Hei, ce mi-ai făcut? Întrebă Bunilă. Dar, deși își tot întoarse capul și încercă să se uite cu coada ochiului, fluturându-și barba încoace și încolo, nu își putu vedea umărul. Începu apoi să-și îl pipăie cum putea, ținându-și brațele și degetele în tot felul de poziții ciudate, ca atunci când încerci să te scarpini într-un loc unde ți-e greu să ajungi. Apoi își ridică brațul și își încercă mușchii, după care sări în picioare strigând: pe legea mea, s-a vindecat, e ca nou! Izbucni în râs și spuse: m-am făcut de râs ca niciun alt pitic. Sper că nu sunteți supărați pe mine, servitorul umil al maestăților voastre, servitorul vostru umil, și mulțumesc că mi-ați salvat viața, m-ați vindecat, mi-ați dat de mâncare și a fost o lecție pentru mine. Copiii îi spuseră toți să nu-și facă nicio grijă. Iar acum, spuse Peter, dacă te-ai hotărât că poți avea încredere în noi... Am, zise piticul, e clar ce avem de făcut. Trebuie să mergem la regele Caspian imediat. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, spuse Bunilă. Prostia mea ne-a și costat o oră. Ne ia 2 zile să mergem de acolo pe unde ai venit tu, spuse Peter. 9, vreau să zic,
Noi nu putem merge zi și noapte ca voi, piticii. Ceea ce Bunilă numește movila lui Aslan, li se adresa apoi celorlalți, este evident masa de piatră. Mai țineți minte? Îți lua cam o jumătate de zi, poate chiar mai puțin, să mergi de acolo la vadul de la Berună. Pe vremea noastră nu era niciun pod, puse Peter, iar de la Berună până aici îți mai lua o zi și ceva. Ajungeam acasă cam la ora ceaiului a doua zi, dacă mergeam încet. Dacă mergem mai repede, poate reușim să ajungem într-o zi și jumătate. Nu uitați că acum sunt păduri peste tot, le-a mintit Bunilă, și va trebui să ne ferim de dușmani. Dar trebuie să mergem pe unde ai venit tu, micuțul nostru prieten? Întrebă Edmund. Vă rog, maestate, nu mai spuneți așa dacă țineți la mine, îl rugă piticul. Bine, spuse Edmund, pot să-ți spun mână pă? Vai, Edmund, spuse Susan, nu-l mai necăji atât. Nu-i nimic, copila mea, adică maestate, spuse Bunilă râzând. Gluma nu strică niciodată. După asta, i-au spus adesea mână pă, până când aproape că a uitat ce înseamnă. Așa cum spuneam, continuă Edmund, nu trebuie să ne întoarcem pe acolo. De ce să nu mergem cu barca spre sud, până la golful apei de sticlă, iar de acolo să o luăm în susul apei? În felul ăsta, ajungem în spatele dealului pe care este masa de piatră, iar atâta vreme cât ne aflăm pe mare, suntem în siguranță. Dacă plecăm chiar acum, putem ajunge la golf înainte de a se lăsa întunericul. Dormim câteva ore, iar mâine, destul de devreme, o să ajungem la Caspian. Ce bine cunoști cu asta, spuse Bunilă. Noi nu știm nimic despre golful ăsta. Ce facem cu mâncarea? Întrebă Susan. Trebuie să ne mulțumim cu niște mere, zise Lucy. Hai să pornim odată. Oricum, nimeni nu mai are voie să-mi folosească pălăria în chip de coș pentru pește, spuse Edmund. Au transformat una din hainele de ploaie într-un fel de sacoșă în care au pus multe mere. Băură apoi multă apă din fântână, fiindcă nu mai aveau de unde să bea apă înainte de a ajunge în golf, și se duseră la barcă. Copiii erau amărâți că trebuie să plece de la Caer Parvel, unde, așa în ruine cum era, începuseră să se simtă iar ca acasă. Mână pă ar face bine să țină cârmă, spuse Peter, iar Ed și cu mine o să vâslim. Numai o clipă, te rog. Ar fi mai bine să ne scoatem cămășile din zale, o să ne fie prea cald. Fetele să stea la cârmă să-i spună lui mână pă pe unde să o ia, fiindcă el nu cunoaște drumul. Ar trebui să fim deja în larg înainte de a trece de insulă. Curând, insula verde, acoperită de păduri, rămase în urmă, iar golfurile micuțe și promontoriile începură să pară tot mai mici. Barca se ridica și cobora pe apa mării, care era tot mai albastră în depărtare, dar verde și înspumată în jurul bărcii. Se simțea mirosul puternic de sare și nu se auzea decât apa lovindu-se de barcă, vâslele plesnind apa și zângănitul furcheților. Soarele ardea tot mai puternic. Lucy și Susan se distrau de minune la cârmă. Se aplecau în afara bărcii, încercând să atingă apa mării cu mâna, dar nu reușeau. Se vedea fundul apei acoperit de nisip palid, iar aici și colo de alge purpurii. E ca pe vremuri, spuse Lucy. Mai ții minte când am fost la Terebintia și la Galma, la cele 7 insule și la insulele îndepărtate? Da, răspunse Susan, dar mai ții minte corabia noastră? Chia Line, cea frumoasă, cu un cap de lepădă la provă și cu aripi de lepădă de o parte și de alta, pânze de mătase, pelinare mari și simple, și ospețe și muzicanții. Mai ții minte când i-am pus pe muzicanți să cânte la flaut sus pe vele, ca să pară că vine muzica din cer? Susan trecu în locul lui Edmund la vâslă, iar el veni lângă Lucy. Trecuseră de acum de insulă și vâsleau aproape de țărmul acoperit de păduri și pustiu. Li s-ar fi părut frumos dacă nu și-ar fi amintit cum fusese odinioară când era plin de veselia prietenilor. Fui! Arată înspăimântător, zise Peter. Pot să vâslez și eu un pic? Îl întrebă Lucy. Sunt prea mari vâslele pentru tine, spuse scurt Peter, nu pentru că ar fi fost supărat, ci pentru că avea nevoie de toată forța pentru vâslit.